Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene poate lansa procesul de organizare a celor 125 de secții de votare în cele trei circumscripții uninominale, de peste hotarele Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Comisia Electorală Centrală a luat act de hotărârea privind deschiderea secțiilor de votare. Vicepreședintele CEC, Rodica Ciubotaru, a spus că pentru circumscripția 49 la est de Republica Moldova vor fi deschise 27 de secții de votare. Pentru circumscripția 50 la vest de Republica Moldova vor fi deschise 83 de secții de votare, iar pentru circumscripția 51 pentru SUA și Canada urmează a fi deschise 15 secții de votare, a spus Ciubotaru. Făcând o analiză comparativă cu alegerile anterioare, Rodica Ciubotaru a menționat că la scrutinul din 24 februarie vor fi deschise mai multe secții de votare peste hotarele țării. La alegerile parlamentare din 2010, numărul acestora a fost de 75, la alegerile din 2014, 95, iar la alegerile prezidențiale din 2016, 100. Pentru scrutinul din 24 februarie, CEC va transmite peste hotare 625.000 de seturi de buletine. Solicitată să comenteze afirmațiile precum că s-au deschis secții de votare nu acolo unde este necesar, Rodica Ciubotaru a declarat că nu toate statele permit deschiderea de secții în afară misiunilor diplomatice și consulatelor. La alegerile din 24 februarie sunt state în care pentru prima dată vor fi deschise secții de votare. Este vorba despre Croația, Georgia, Norvegia și Emiratele Arabe Unite. Totodată, Comisia Electorală Centrală a stabilit că moldovenii domiciliați în regiunea transnistreană vor vota la alegerile parlamentare din 24 februarie și referendumul republican consultativ pe circumscripțiile 47 și 48, în cadrul a 47 de secții de votare. La alegerile prezidențiale din 2016, pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană, au fost deschise 3 secții de votare distincte și 27 de secții de votare mixte. Atunci au putut să voteze circa 140.000 de alegători.